Marțea nu vor mai fi trei ceasuri rele dacă rostești de îndată după ce te-ai trezit și ai dat cu apă pe față rugăciunea aceasta. Dacă vei aprinde și o lumânare, rugăciunea ta va fi și mai bine primită. Doamne Dumnezeul meu, osândit stau înaintea feței tale, celei sfinte, și mărturisesc nevrednicia, neputința și sărăcia mea cea mare. Pentru acesta mă rog ție, o izvor dulce și noianul îndurării, deschide stavilele cerului și plouă asupra mea bunătățile îndurării tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng și să curățesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor cu căință tare și adevărată. Și ca să-mi dau acest dar, stăpâne, pun mijlocitor pe înainte mergătorul Ioan, către care zic: O învățătorule al pocăinței și mărite prorocule, care ești mare decât toți prorocii, precum însuși Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfânta Evanghelie, tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu care l-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit glasul pământului ceresc și ai văzut pe Duhul Sfânt ca un porumbel pogorându-se peste el. Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu care stai în cer înaintea judecătorului veșnic, și fă-l să se îndure de mine, căci ai multă îndrăzneală la iubirea lui. Întinde mâna aceea cu care l-ai botezat și strică cucetele mele cele rele și mă întărește. O, prorocule, luminează mintea cu poruncile Domnului ca să le țin minte și să le păzesc până la sfârșitul vieții mele, și să stai lângă mine în ora morții mele, să mă duci pocăit înaintea stăpânului meu, Dumnezeu. Roagă-te încă și pentru toată lumea ca Dumnezeu să dea ajutor creștinilor și celor vii și celor adormiți, să-i odihnească în necazurile cele multe, să le dea cele de trebuință și să-i învrednicească împărăției sale. Amin. Relatează libertatea.ro.